Într-un meci contând pentru etapa 23, -a, CSU Suceava a remizat 19 la 19 pe terenul uneia dintre echipele tare ale campionatului HC Dobrogea Sud Constanța. În urma acestui rezultat, al Balbaștrii se mențin pe poziția 7 în ierarhia primului eșalon, cu trei etape înainte de finalul stagiului. Echipa de handbal CSU Suceava a susținut duminică meciul din etapa 23 a Ligii Naționale cu HC Dobrogea Sud Constanța. Gazdele au condus la pauză cu 9 la 8, însă meciul s-a terminat la egalitate, 19 la 19. Sucevenii au făcut din nou mare risipă de energie, au luptat pentru orice minge și n-au renunțat nicio clipă.